Munții Retezat reprezintă poate unii dintre cei mai misterioși și mai sacri munți din România. Există legende locale care spun că pe vârful Retezat ar exista o posibilă poartă interplanetară, un veritabil teren de aterizare pentru navele extraterestre. Ai auzit bine. Și asta întrucât platforma din vârful muntelui nu ar putea fi ceva natural. Ea este o suprafață cât un teren de fotbal, dreaptă și alcătuită numai din stâncă. Și stai aici pe episod ca să înțelegi mai bine, să nu crezi că e ceva teorie bună și așa mai departe. Merită să asculți chestia asta pentru că este legat de țara noastră și chiar sunt curios și de răspunsul tău în legătură cu munții Retezat. În anii 90, un maestru al sportului, Emilian Cristea, a fotografiat un mare cap de om alături de un soclu corespunzător ca dimensiune de pe care părea prăbușit pe Valea Stănișoara sub vârful Retezat. Monumentul a fost luat în studiu de un explorator în paranormal care a lansat ipoteza că acest cap nu ar fi căzut de pe piedestal, ci pur și simplu n-a ajuns să fie ridicat acolo, ipoteză pentru care are argumente. Având în vedere locul unde se află capul, se exclude posibilitatea acțiunii factorilor naturali, în special vântul, în fasonarea acestuia. Pe un versant, în jurul vârfului Brădețului, este chipul în stâncă al dacului, care are cușmă pe cap și barbă și care este venerat de ciobani care aduc ofrande din produse lactate. Se pare că vârful Retezat ar fi protejat de 8 sfinși care realizează o rețea informațională coordonată de piatra colțului pe care se află cetatea colțului, respectiv castelul din Carpați al scriitorului Jules Verne. Cum ar putea să lucreze informațional niște pietre? E greu de spus. Foarte important e faptul că unul dintre splendidele capete găsite până în prezent are trăsături de negroid, una din cele 4 rase ale omenirii. Acest sfinx se află pe lângă primul versant al pietricelor și privește exact spre vârful Retezat. De ce sfinxul acesta, ca și alții, privește spre Retezat și nu spre alt vârf? Este o întrebare. De ce din dreptul lui Retezatul se vede ascuțit, deși este efectiv Retezat? Precum se știe, Sfinxul este o figură mitologică zoomorfă înfățișată ca un leu culcat cu cap uman. Desigur, foarte multă lume cunoaște marele Sfinx egiptean de la Giza, dar și Sfinxul românesc de la Bucegi. Însă un alt Sfinx mai puțin cunoscut este cel din Maramureș, mai precis Sfinxul din Cheile Tătarului, din munții Gutăi. Denumit Sfinxul Maramureșului, monumentul a fost descoperit de un ecologist pe nume Ilie Tudorel, acum mai bine de 10 ani. Sfinxul care aduce cu înfățișarea unui chip uman seamănă mai degrabă cu un cap de dac, fiind compus din roci de andezit dur, rocă greu erodabilă. Desigur, oamenii de știință spun că și acest sfinx, ca și cel din Bucegi, este de origine naturală, fiind opera naturii în decursul a milioane de ani. Nici o vorbă despre o posibilă modelare artificială a stâncilor. Situate pe raza satului Mara, comuna de Sești, Cheile Tătarului se întind pe o distanță de 0,7 km. Sunt considerate un defileu fierăstruit în andezite piroxenice, unic în România, motiv pentru care au și fost declarate rezervație naturală. În România mai există și alți sfinși, ca de exemplu Sfinxul Pietrei Arse, Sfinxul Pietrelor lui Solomon, Sfinxul de la Bratocea. Și vă mai prezint o altă știre interesantă pe care o puteți să o găsiți peste tot pe internet. Un alpinist a făcut o descoperire incredibilă în timp ce se afla în drumeție pe un lanț muntos din România. Alpinistul Cornel Gălescu a descoperit în munții Țarcu, Caraș Severin, o inscripție care conținea semne ciudate pe o stâncă. Alpinistul a fotografiat inscripția și a trimis-o specialiștilor de la Muzeul Județean de Etnografie din Caransebeș. Aici a fost făcut un mulaj după inscripție care a fost apoi trimisă experților de la Cluj, dar și unui profesor american. Până acum am străbătut de-a lung și de-a latul munții Țarcu și Muntele Mic. Mi s-a părut miraculos pentru că știam de foarte mult timp că toată această zonă este încărcată de însemne ale trecutului. Zona Gugu, legendele din jurul său, peștelui Zamolxe, vârful Mătania,
dar toate acestea nu sunt decât supoziții, a declarat alpinistul Cornel Gălescu. Adrian Ardeț, directorul Muzeului Județean de Etnografie din Caraseinbeș, dezvăluie că inscripția este una străveche, foarte importantă. Ardeț a subliniat faptul că începând din primăvara anului viitor, în zonă va fi făcut o cercetare temeinică. E foarte importantă pentru că până acum nu au mai fost descoperite asemenea semne în munții Banatului. E pentru prima dată când semnalăm așa ceva la noi în județ. Anul viitor vom face o cercetare sistematică. Avem un colectiv format deja împreună cu Universitatea din Cluj cu un profesor american, Jeremy Hutton, care vine în luna aprilie România, special pentru acest lucru. El este specializat în aceste limbi vechi și mai puțin cunoscute și ne-a dat și primele indicii despre inscripție, care pare a fi una funerară și ar data din secolul I înainte Hristos, a recreat directorul Muzeului Județean de Etnografie din Caraseinbeș. Zona în care s-a găsit inscripția miraculoasă, Munții Țarcului, este cunoscută pentru că ascunde artefacte dacice. Alexandru Borzea, în lucrarea sa, Sanctuarul Dacilor, susținea că muntele Gugu din masivul Țarcu Godeanu ar fi sediul muntelui sacru al dacilor, Cogaion. Dacă este adevărat că a existat un munte sacru și sfânt, Cogaion, la Daci, munte foarte înalt cu peșteră în vârf în care locuia ca un sihastru marele preot al lui Zamolxe și citea semnele cerului, aducând și jertfă zeului, acel munte a fost cu cea mai mare probabilitate muntele Gugu, cu peșterea sa. Munții Țarcului se află în apropiere de munții Retezat. Conform unei autoare, Melfior Ra, în cartea Taina Muntelui, s-a emis ipoteză că s-ar ascunde o piramidă în interior, care ar tăinui multe din secretele omenirii. Se spune că regele Decebal a fost ultimul deținător al tainei din munții Retezatului și de aceea a preferat să moară decât să divulge taina invadatorilor romani. Vârful Gugu este amintit și de scriitorul Victor Kernbach în lucrarea sa Enigmele mitelor astrale, care spune că vârful Gugu este centrul unuia dintre punctele energetice esențiale ale planetei. Că acest munte este unul în care au loc fenomene paranormale rezultă dintr-un articol din romanialiber.ro din decembrie 2009, unde se spun următoarele. Sute de turiști anual vin să viziteze unul dintre cei mai ciudați munți din Valea Jiului, dar care este recomandat doar celor tari de inimă. Este vorba despre muntele Gugu sau vârful Gugu, cum este cunoscut, un masiv înconjurat de misterii încă nelucidate. Spune că la anumite ore din zi muntele dispare privirii și în plus au fost semnalate tot felul de fenomene stranii. Într-o altă carte de parapsihologie am întâlnit următorul fragment despre muntele Gugu. Dacă îl privești la nivel fizic, totul este normal. La nivel de clar viziune însă, vârful lui se continuă în atmosferă. Există senzația că cineva a tăiat și a îndepărtat vârful muntelui la nivel de structură fizică, dar nu a reușit să-l îndepărteze și la nivel de structură energetică. La un moment dat, niște ciobani olteni care erau cu ele l-a păscut în acele goluri alpine din muntele Gugu, într-o zi perfect senină, au auzit un tunet foarte puternic. Ciobanii și-au întors privirea spre zona din care provenea acel tunet și au văzut cu surprindere cum vârful muntele Gugu a dispărut, de parcă s-ar fi volatilizat instantaneu. Circulă și acum o informație conform căreia cine ajunge să urce pe acel vârf retezat de pe Gugu nu se mai întoarce niciodată printre noi, fiindcă dispare. Este posibil ca sub acest munte să existe o bază a unei civilizații extraterestre, pe care deocamdată nu avem voie să o deranjăm. Ce își permite să-i deranjeze nu va rezista contactului cu energia de protecție a zonei, iar corpul fizic se va dezintegra. Cam atât a fost, dragilor, și acest material. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să vă abonați. Și de asemenea să fiți la curent cu ceea ce urmează să postăm, pentru că în fiecare zi apare cel puțin un material, chiar și două, depinde efectiv de timpul pe care îl am și eu. Nu uita să-ți expui părerea și în comentarii, pentru că eu sunt tare curios de ce crezi de muntele Gugu, despre Sphinx și așa mai departe. Și îți urez mult succes în tot ceea ce faci.